O mireasă a născut chiar în ziua nunții, după ce i s-ar fi rupt apa din cauza emoțiilor. Mirii au fost cununați chiar în capela maternității. O mireasă a avut parte de o nuntă pe care nu o va uita niciodată. Doi tineri din județul Botoșani au avut parte de o stare civilă cu totul inedită. În vârstă de 22 de ani și respectiv 24 de ani, cei doi însurăței și-au văzut planurile de nuntă date peste cap de o surpriză plăcută. Cea mai fericită zi din viața a doi însurăței a devenit și mai fericită, când planurile lor au fost date peste cap de venirea pe lumea bebelușului lor. În ziua cununiei civile, din cauza emoțiilor și a stresului, mireasa a născut înainte de termen, un băiețel. Tinerii aveau planificată sâmbătă cununia civilă, însă din cauza emoțiilor, mireasa însărcinată în luna 8 a început să simtă dureri. Cu o oră înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, tinerii i s-a rupt apa. Nuntașii au abandonat totul și au fugit de la primărie la spital. Au ajuns la spitalul municipal Dorohoi, dar pentru că sarcina nu era la termen, mireasa a fost trimisă cu o ambulanță la spitalul din Botoșani. Cei doi tineri, profund marcați de emoția nunții, apoi de emoția nașterii premature, și-au dorit cu tot din adinsul ca venirea pe lumea celui mic să-i găsească luat și în acte. Pentru că sarcina nu era la termen, viitoarea mămică a fost trimisă cu ambulanța la Botoșani. Însă nimic nu i-a oprit pe tineri să se căsătorească. L-au convins pe primarul din Șendriceni să vină după ei la Botoșani și să-i cunune în capela maternității. După câteva ore, mireasa a dat naștere la 34 de săptămâni unui băiețel de 2,7 kg. Bebelușul născut prematur a fost internat la terapie intensivă pentru a fi monitorizat. În ceea ce privește petrecerea, a continuat, însă fără mireasă, relatează România TV.net.